Aș vrea să citesc din Biblie, din 1 Samuel, capitolul 1, și să vă prezint o familie ca dumneavoastră, probabil că una dintre puținele excepții fiind practica poligamiei din vremea aceea, prezentă în familia pe care o așez drept exemplu, dar care face o excepție de la stilul nostru de viață și chiar de la stilul de viață care reflectă voia lui Dumnezeu. Privind la familia aceasta, aș vrea să ne comparăm cu ei, să le observăm crizele, soluțiile prin care au ieșit din criză și să învățăm să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, bucurându-ne de viață și de cei pe care Dumnezeu ne-a dat să fie alături de noi în casa noastră. Vă invit în numele Domnului să vă ridicați și, așa cum anticipam, să citim capitolul 1 din 1 Samuel. Era un om din Ramataim, Țofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, efratit. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dătea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dătea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristrarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că e beată și i-a zis: Până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns: Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. Și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: Du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: Să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat zis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea: De la Domnul am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei: Când voi înțărca copilul, îl voi duce, ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru întotdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis: Fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo, copilul era încă mic de tot.
au înjunghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. De aceea vreau să-i dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați, dragii mei. Aici, în casa lui Dumnezeu, suntem un număr mare de oameni și împreună cu fiecare persoană sau familie plângem când se plânge și ne bucurăm când se bucură. Așa se face că în casa lui Dumnezeu sunt mereu sărbători și biserica lui Dumnezeu, frățietatea, se asociază prin grade de rudenie sau prin frăția noastră în Hristos, simțind cu cei care plâng sau cu cei care se bucură. Astăzi avem 4 fetițe, 4 domnișoare aduse la binecuvântare și ne bucurăm de ele și ne bucurăm de părinții lor, de rude, de prieteni, de toți cei care îi însoțesc. Una dintre aceste fetițe este nepoțica mea și vreau să-i mulțumesc Domnului pentru ea. Cu această ocazie aș vrea să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat O mamă ca Ana și un copil ca Samuel. O mamă ca Ana și un copil ca Samuel. Biblia ne prezintă o mamă evlavioasă și un copil care a ajuns profet, acesta fiind secretul succesului lui Samuel, unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu de pe paginile Bibliei. Un fost capelan al Senatului Statelor Unite, Peter Marshall, a adresat un mesaj femeilor americane, mesaj în care a spus următoarele cuvinte. Provocarea cea mai importantă a maternității în America este una perpetuă și anume provocarea femeilor și a mamelor de a fi evlavioase. Pentru că astăzi vorbim despre femei frumoase, femei bogate, femei inteligente, femei de carieră, femei talentate, femei divorțate, dar a ieșit din vocabularul nostru expresia femei evlavioase. Pentru că nu mai avem femei evlavioase ca Ana, nu mai avem nici proroși ca Samuel. Biblia vorbește despre femei evlavioase, femei pe care noi le numim speciale prin ceea ce ele au fost și prin ceea ce ele au făcut. Îmi place să spun, și cel puțin este punctul meu de vedere, dacă nu și al altora, că lumea este condusă de bărbați. Așa a lăsat Dumnezeu să funcționeze lucrurile. Dar bărbații sunt influențați de femei, pentru că așa a lăsat Dumnezeu lucrurile. Privind la omul acesta de calibru profetului Samuel, observăm că el a fost născut și crescut de o mamă de calibrul evlavioasei Ana. Ana a fost o femeie specială în ciuda crizelor prin care ea și familia ei a trecut, lucru care ne îndreptățește pe noi să credem că toate mamele au crizele lor, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu criza acestei femei din predica mea. Crizele vieții hotărăsc în mare măsură ce fel de oameni suntem și vom deveni, pentru că ele ne influențează. Orice este un om la un moment dat, el este suma experiențelor prin care a trecut, coroborat, îmbinat, pus împreună cu zestrea lui genetică și cu cea dobândită. Lucru care formează personalitatea fiecăruia dintre noi. În dimineața aceasta aș vrea să spun câteva gânduri care pun în evidență pe Ana, mama evlavioasă, și pe Samuel, profetul lui Dumnezeu și fiul Anei. Primul gând pe care vreau să-l prezint este criza prin care a trecut Ana. Biblia ne-o prezintă pe Ana ca pe o femeie amărâtă datorită sterilității ei, datorită faptului că Domnul o făcuse stearpă, incapabilă să facă copii. Deși era stearpă și suferea mult datorită acestui handicap, Ana l-a iubit pe Dumnezeu. Ana l-a respectat pe Dumnezeu și i-a respectat pe oameni și a construit un caracter strălucitor. Și fiecare moment în care Biblia o prezintă, vorbește despre ea ca despre o femeie specială.
Nici o persoană din lumea noastră nu are dreptul să fie urâtă la suflet doar pentru simplu fapt că e bolnavă, că are anumite incapacități sau handicapuri, sau să se poarte urât cu oamenii reflectând frustrările interioare pe care le au. Dimpotrivă, încercările prin care trece un om deopotrivă cu bucuriile trebuie să construiască în fiecare dintre noi un caracter care se manifestă prin dragoste de Dumnezeu și prin respect față de oameni. Ea s-a îngrijit de lucrurile pe care le poate controla, să-L respecte pe Dumnezeu, să iubească pe oameni și să fie o femeie de caracter. Și a lăsat în grija Domnului lucrurile pe care ea nu le putea controla. Ea nu putea să restaureze handicapul pe care îl avea, dar putea să-L iubească pe Dumnezeu și a făcut ce a putut. Ea nu putea să se vindece pe sine de sterilitate, dar putea să iubească pe oameni din jurul ei, fără să fie invidioasă pe ei pentru că pot face copii, și a făcut ce a putut. Ea putea să fie o femeie de caracter, chiar dacă Dumnezeu se părea că este cu spatele la ea, și a făcut ceea ce a depins de ea. De aceea Ana strălucește în Scriptură. Ea este o femeie în criză, o mare perioadă din viața ei, pentru că este amărâtă datorită handicapului ei de a nu putea da naștere la copii. Apoi nu este doar amărâtă de sterilitate, ea este amărâtă pentru că e disprețuită de Penina. Penina era cealaltă soție a soțului ei și deși Penina o trata cu superioritate, observăm că în timp ce copilul Anei a ajuns profet, copiii Peninei nici nu sunt menționați în Biblie, nici nu li se pomenesc numele. Femeia aceasta arogantă și plină de sine ajunge să nu fie cunoscut numele copiilor ei. Biblia, când se referă o singură dată la copiii ei, spun fiicele și fiii lor, dar nu le pronunță numele. Când se vorbește despre copilul acestei femei frânte, dar evlavioasă, o femeie care n-a răspuns la provocarea invidiei și superiorității consoartei ei, Biblia vorbește despre Samuel ca despre unul dintre cei mai mari bărbați ai istoriei lui Dumnezeu. Iată dar că se întoarce înspre Ana bunătatea, blândețea și smerenia ei și înspre Penina aroganța și superioritatea pe care ea a manifestat-o. Amărâtă de sterilitate, disprețuită de Penina și neînțeleasă de Elcana. Este foarte greu pentru un bărbat să înțeleagă o femeie, pentru că este extrem de diferit de el. Și fiecare bărbat căsătorit din această dimineață care ascultă predica mea trebuie să accepte faptul că atunci când s-a căsătorit și a înțeles mai puțin soția decât o înțelege acum, pentru că perioada de coabitare, de trăit împreună în familie, i-a dat oportunitatea să înțeleagă că femeile sunt niște ființe foarte diferite de bărbați, nu doar prin asemănarea estetică, biologică. Ei bine, ce vreau să spun este faptul că Elcana nu a înțeles prea bine diferența dintre misiunea unei femei, unei soții, și misiunea unei mame. Este o mare diferență pentru o femeie misiunea de a fi soție pentru un soț și misiunea de a fi o mamă pentru unul sau mai mulți copii. Femeia aceasta era o soție, dar nu era mamă. Și pentru că era doar soție și nu mamă, ea a plâns și a suferit mult în inima ei. Lui Elcana i s-a părut că e suficient dacă este doar soție, neînțelegând că pentru o soție este mai mult decât important să aibă și experiența de a fi mamă. Apoi, femeia aceasta amărâtă de sterilitate, disprețuită de Penina, neînțeleasă de Elcana, este respinsă de Eli. Ea merge în casa lui Dumnezeu să se roage și foarte probabil că evlavia ei, durerea circumstanțială prin care trecea, o pune în situația să se roage foarte mult. Stă înaintea lui Dumnezeu, anticipez eu, ore, și preotul n-a mai văzut niciodată o femeie rugându-se așa de mult și atât de liniștit și plângând. Și a crezut că este o femeie dezechilibrată, poate beată, și o tratează ca pe o femeie beată. Omul acesta nu o înțelege, s-a grăbit să o judece înainte să o întrebe care îi este situația, care este problema ei. Apoi, femeia aceasta amărâtă de sterilitate, disprețuită de Penina și neînțeleasă de Elcana, respinsă de Eli, în sfârșit este ascultată de Dumnezeu. Și criza din viața Anei ia sfârșit în momentul în care pe scena vieții ei își face apariția Dumnezeu. Observați că sterilitatea se duce, observați că disprețul lui Penina dispare, observați că neînțelegerea soțului ei nu mai este prezentă, iar
Faptul că a fost respinsă de Eli devine o amintire pe care ea nu mai o reține. De ce? Pentru că totul se schimbă când apare Dumnezeu. Lecția primului punct din această dimineață, din predica mea, este următoarea. Ca mamă, ca tată, ca părinți, ca muritori, veți trece prin foarte multe crize provocate de circumstanțe, de oameni sau poate chiar de dumneavoastră înșivă. Dar să știți că toate acestea se vor ascunde și vor pleca pentru întotdeauna. Când Dumnezeu va veni în viața dumneavoastră în maniera pe care o prezintă Biblia. Un Dumnezeu real, ca o persoană reală, un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu puternic, care și în cer și pe pământ face ce vrea. Nenorocirea din viața acestei femei pur și simplu pleacă și viața ei este umplută de fericire și de bucurie. Și dacă am vorbit despre criza Anei, printre oameni invidioși, răi, indiferenți și răutăcioși, acum vorbim în al doilea rând despre victoria Anei, diferență pe care a făcut-o apariția lui Dumnezeu. Nu trăi fără Dumnezeu, nu-L confunda cu o religie, nu-L confunda cu un set de tradiții. Uită-te în Biblie, singura carte pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și acceptă că dacă vrei să te duci la Dumnezeu, trebuie să te duci la Dumnezeu prin Biblie, pentru că altfel vei merge prin tradițiile oamenilor care sunt de ordinul cel puțin 35.000. Așa că Biblia este singura carte care îți va spune cum să-L cauți pe Dumnezeu, pentru că este singura carte prin care Dumnezeu s-a descoperit, s-a revelat și singura carte pe care El ne-a trimis-o nouă, ca pe o scrisoare ce poartă biografia sa, victoria Anei. Observați că Ana a cerut un copil de la Dumnezeu. Ea a avut dorința să fie mamă, a avut responsabilitatea să procreeze și a avut nevoia să slujească aducând un copil în împărăția lui Dumnezeu care să ajungă slujitor. A avut dorința să fie mamă pentru că ea se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. A avut o dorință puternică. Niciun bărbat nu poate să înțeleagă la adevărata realitate dorința aceasta din inima unei femei, a soției lui. El poate înțelege numai dorința lui de a fi tată. Dar ceea ce observăm în Scriptură este că femeia aceasta a cerut. De obicei, părinții nu cer de la Dumnezeu copiii, ci pur și simplu îi fac prin funcțiile pe care ei le au de a procrea ca mamă și tată. Dar sunt situații când anumite persoane, anumite cupluri, nu pot în mod biologic să aibă copii. Și atunci viața lor, mai ales a femeii care e mai sensibilă și mai doritoare să devină mamă și să procreeze, este invadată de durere. O durere care nu întotdeauna e împărtășită de soț sau înțeleasă de acesta. Observăm că Elcana este stabil emoțional și el chiar se miră de Ana că este dezechilibrată emoțional, este plânsă, amărâtă și nu mănâncă. Și îi spune, dar eu nu pot înlocui 10 copii în viața ta. Ea nu-i răspunde, dar răspunsul era corect, nu. Tu poți fi doar soțul meu, nu și băiatul meu. Eu vreau un băiat. Ea a dorit să aibă copii și când a văzut că trupul ei nu ajută, a știut că dincolo de funcțiile și handicapurile biologice, există un Dumnezeu care le poate depăși și pur și simplu și-a propus să ceară. Să ceară ce? E o nebunie pentru logica ateului să cer de la Dumnezeu copil când medicul spune că nu poți să ai copii. Și femeia aceasta s-a confruntat cu imposibilul și s-a luptat cu el, dar nu s-a luptat singură și nici cu bărbatul ei. Și s-a luptat ținându-l pe Dumnezeu de mână. Știți unde a mers? În casa lui Dumnezeu. S-a așezat pe genunchi și s-a rugat mult timp, riscând să fie etichetată drept o femeie beată. Preotul templului, al casei Domnului, i-a spus că este beată. Ea nu s-a simțit ofensată, pentru că ea avea o misiune mai importantă decât să-i convingă pe oameni că nu e beată. Ea s-a rugat Domnului și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Victoria Anei a depins de credința ei să ceară de la Dumnezeu un copil. Ana nu doar a cerut un copil de la Domnul, dar Ana a primit și a crescut un copil pentru Domnul. Pentru că atunci când cer după voia lui Dumnezeu și cer cu umilință și cu bune intenții, Dumnezeu face daruri bune copiilor săi. Într-un loc din Biblie, în Luca, în capitolul 10, Dumnezeu face această comparație ca prin forța ei să exprime adevărul acesta. Dacă voi în calitate de tați și mame știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu este în stare să vă dea lucruri extraordinare și imposibil de luat din altă parte. Până la vârsta de câțiva ani, nimeni n-are de unde să știe când a fost înțărcat Samuel. La un an
Foarte probabil. La 2, foarte posibil. La 3, 4 sau 5, de asemenea. Nu ne putem duce prea mult în sus pentru că Biblia ne spune că era foarte mic. Ce înseamnă foarte mic? Trebuie să punem expresia aceasta în contextul că el a fost dus la casa Domnului. Și la casa Domnului nu merg oameni mici, că sunt inconștienți. Merg oameni conștienți de realitățile vieții. Dar în sfârșit, nu vreau să mă lansez într-o presupunere a vârstei lui Samuel, că nu am niciun reper. Spun doar că a fost un copil. Însă ceea ce ne spune Biblia este faptul că Ana l-a crescut până să-l ducă la templu și l-a educat. Și anual mergea să-i ducă o mantie pentru că el creștea și evident că petrecea acolo cu el un timp. Ce îi spunea în timpul acela? Îi spunea despre experiența cum l-a primit. Îi spunea despre limitele oamenilor care, deși preoți, au judecat-o că e beată în timp ce era doar frântă de durere. Și îi spunea să se roage când are dificultăți. Pentru că mai târziu îl vedem pe Samuel rugându-se atunci când în mod obișnuit oamenii nu mai știu să se roage și știu să urască, să se răzbune, să aibă frustrări. După ce l-a dedicat lui Dumnezeu ducându-l la casa lui Dumnezeu, ea mergea anual acolo, pentru că oricum mergea la casa lui Dumnezeu. Ana a cerut un copil de la Dumnezeu, Ana a crescut un copil pentru Dumnezeu, Ana a dăruit un copil lui Dumnezeu. Evident, dumneavoastră, cele patru familii, Cojocariu, Curescu, Pop și Tiron, nu sunteți chemați să vă aduceți copiii la biserică și să-i lăsați aici, sunteți chemați doar să-i aduceți duminica, să nu-i lăsați aici, să-i luați cu dumneavoastră, dar când vă întoarceți seara, să-i aduceți cu dumneavoastră. Pentru că Samuel, crescând în templu, a crescut în prezența lui Dumnezeu. Și când oamenii cresc în prezența lui Dumnezeu, există dincolo de cuvinte o putere în această prezență. Există ceva imposibil de explicat în această prezență, care pur și simplu rezămislește sistemul psihic al unui copil. Îi formează caracterul, îi direcționează viața. Să aduceți copilul cât mai des în casa lui Dumnezeu, pentru că acesta este secretul să ajungă unul dintre profeții care sunt folosiți în generația lor. Femeia aceasta l-a dedicat lui Dumnezeu, l-a adus la casa lui Dumnezeu. Și Biblia menționează că Dumnezeu a răsplătit-o oferindu-i încă 3 băieți și încă 2 fiice. Spunea Biblia ca să înlocuiască pe Samuel pe care Ana l-a împrumutat lui Dumnezeu. Așa de mult mi-a plăcut expresia aceasta. Are nevoie Dumnezeu să-i împrumuți ceva? A ajuns Dumnezeu la mâna unui muritor care până mai ieri a plâns și nu putea să mănânce? Acum depinde Dumnezeu de cineva care a primit tot de la el ca să-i împrumute ceva? Ce frumos zugrăvește Biblia relația atât de tainică, relația spirituală atât de tainică dintre om și Dumnezeu. Când îi vei da lui Dumnezeu un ban, îl vei împrumuta pe Dumnezeu. Dumnezeu așa primește dărnicia pe care o faci. Când vei spune o rugăciune, îl vei împrumuta pe Dumnezeu cu o mijlocire. Așa primește Dumnezeu rugăciunea aceea. Când îți vei pune copilul să-l slujească pe Dumnezeu și să învațe cântări, psalmi și poezii pe care să-i recite în adunare, Dumnezeu va spune că l-ai împrumutat cu ceva și se va simți dator. După cum noi nu uităm să ne plătim datoriile, de cele mai multe ori Dumnezeu la modul desăvârșit nu uită să-și plătească datoriile. Împrumută-l pe Dumnezeu cu tot ceea ce faci și Dumnezeu îți va da înapoi însutit și înmit, pentru că El este un Dumnezeu puternic. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând al treilea punct al predicii mele: criza Anei, victoria Anei și misiunea Anei. Ana a avut o misiune specială în criză, să plângă și să ceară lui Dumnezeu. A avut o misiune specială în victorie, să compună o cântare, și cântarea aceasta a devenit una dintre frumoasele imnuri ale bisericii creștine. Vă aduceți aminte ce frumos cântăm noi cântarea aceea? E o cântare a biruinței. E o cântare a faptului că Dumnezeu te aude, îți răspunde și din nimic face ceva pentru dumneata și face de forma nevoii pe care o ai. Când plângi singur și părăsit, când ești frânt și râd toți de tine și te disprețuiesc, apare pe scena vieții dumitale Dumnezeu și în mână ține lucruri pe care l-ai cerut și pe care nu puteai să-l primești din altă parte. Cel puțin una dintre mamele, dintre cele patru mame care sunt în această dimineață aici, a trecut printr-o experiență similară când a trebuit să ceară de la Dumnezeu un copil pe care nu-l primea. Și Dumnezeu a fost bun.
Și în această dimineață eu, ea și mulți alții de aici suntem recunoscători Domnului pentru că ne ascultă rugăciunile, pentru că ne dă copii și ne împodobește casa și viața cu ei, pentru că ne dă nepoți, ne dă familie și ne pune în mijlocul bisericii sale, unde, deși nu avem nicio legătură ca și grad de rudenie, legătură de sânge, dar ne simțim aproape, pentru că în unitatea Duhului există o relație duhovnicească. Binecuvântat să fie Domnul! Misiunea Anei. Privind la misiunea Anei de a-și crește și educa copilul, desprindem cele trei oficii pe care un părinte trebuie să le aibă față de copilul său atunci când îl crește prin educație și când îl disciplinează prin pedeapsă. Și Scriptura vorbește despre oficiul de preot. Copilul trebuie prezentat prin rugăciune și post lui Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă nu vei fi niciodată un preot în templu, dacă nu vei fi niciodată un preot în biserică, atunci poți să fii un preot pentru casa dumitale, când îți vei prezenta copilul lui Dumnezeu și mai ales în prima parte a vieții, când el nu se poate ruga singur. Ana a fost o femeie care a făcut oficiul de preot pentru copilul ei. Și în fiecare rugăciune a spus: Doamne, adu-ți aminte că m-am ținut de cuvânt. Și dacă mi-ai dat băiețelul, eu ți l-am împrumutat. Acum te rog, folosește-l, împuternicește-l. Ia slujirea lui, Doamne, și prin ea mângâie oamenii și cheamă-i la tine. Și Samuel a ajuns un mare bărbat. Ana a făcut oficiul acesta preoțesc de a prezenta lui Dumnezeu, așa cum fac preoții, pe propriul ei copil. Dacă ți este greu să te rogi pentru dușmani, roagă-te măcar pentru prieteni. Și dacă ți este greu să te rogi pentru străini, roagă-te măcar pentru familia dumitale. Dacă ți este greu să te rogi pentru copiii altora, roagă-te măcar pentru copiii dumitale. Și adu-i ca un preot înaintea Domnului spunând: Doamne, are niște porniri temperamentale care nu-mi plac, dar Tu le poți controla. Merge la școală publică în America, unde se fac atâtea prostii, dar Tu îl poți veghea. Doamne, eu stau înaintea Ta și mijlocesc pentru copilul meu. Biblia menționează că Elcana și Ana au mers la casa Domnului de la Silo să aducă jertfe și înainte de apariția lui Samuel și după nașterea acestuia. Și au făcut acolo două lucruri. S-au închinat lui Dumnezeu și au primit ispășirea prin jertfele care le-au adus. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, sunt cele două mari motive pentru care muritorii vin în prezența lui Dumnezeu. Ispășire: ai nevoie să ți se ierte păcatele în numele lui Iisus, singurul nume dat oamenilor ca să fie iertați de păcatele lor. Orice persoană care nu-L primește pe Hristos ca pe Mântuitorul pe care L-a dat Dumnezeu să moară pentru ca să ierte păcatele oamenilor, va muri în păcatele lui și datorită acestor păcate neispășite, neiertate, nemântuite, va merge în iad ca o osândă, ca o persoană dreaptă și cinstită și normală a justiției divine. Orice om vine la templu în primul rând pentru ispășire. Vine să primească iertare de la Dumnezeu care iartă, care este bun, și dacă omul se pocăiește, dacă omul se smerește, dacă omul își cere iertare precum un copil la tatăl său, Dumnezeu îl iartă. Și al doilea motiv este să se închine, să mulțumească, să-L adore pe Dumnezeu, să trăiască alături de Dumnezeu. În toată istoria umanității aceste două motive sunt fundamentale ca și motivații de bază pentru care oamenii vin în casa lui Dumnezeu. Indiferent că e grădina din Eden, indiferent că este altarul de la Betel sau de pe un alt munte, Peniel sau altceva, indiferent că este casa lui Dumnezeu, că este cort, că este templu, sinagogă sau adunarea noastră, adică biserica, sanctuarul Bisericii Betania. Oamenii vin la biserică pentru două motive fundamentale: ispășire, aceasta este relația lor spirituală personală cu Dumnezeu. Caută iertarea lui Dumnezeu pentru greșelile lor, pentru ezitările lor, pentru ieșirile lor în decor. Nu poți intra în cer cu păcatele pe care le ai. Și nu poți face nimic să ieși dintr-o groapă adâncă de 10 metri. Trebuie să te scoată cineva și numele acestui cineva este Mântuitorul Iisus Hristos. Și al doilea motiv este să te închini lui Dumnezeu. Nu te poți uita pe pereți când ești invitat să te rogi. Ai un Creator și Duhul cu D mic, care este ajutat de Duhul lui Dumnezeu cu D mare, mijlocește înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, și relaționează cu Duhul nostru și ia rugăciunea noastră și o duce în sala tronului. Trebuie să te rogi, e în beneficiu dumitale. După cum trebuie să mănânci, că e în beneficiu dumitale. Dacă nu mănânci, vei slăbi și vei muri. Așa se întâmplă cu omul dinăuntru.
filtru dacă nu te hrănești duhovnicește cu citirea Evangheliei lui Dumnezeu, care e o pâine duhovnicească, cu rugăciunea, care este o apă duhovnicească, cu postul, care e o întăritură duhovnicească. Misiunea Anei a fost să facă oficiul de preot, adică să-și prezinte copilul lui Dumnezeu prin rugăciune și post, dar și misiunea de profet, să-l prezinte pe Dumnezeu copilului prin învățătură, prin educație și prin disciplinare. Dumnezeu trebuie prezentat copilului după cum copilul trebuie prezentat lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie prezentat copilului prin învățătură, prin instruire, prin educație, prin repetare, după cum copilul trebuie prezentat lui Dumnezeu prin rugăciune, prin post insistent. Observați că Ana a vrut să aibă primii ani din viața lui Samuel împreună cu el ca să pună bazele personalității lui. Așa se face că mai târziu, când națiunea păcătuiește și Samuel este un fel de preot, un fel de lider, este sigur judecător, ultimul judecător din Israel pentru poporul acesta, și poporul cere un împărat instaurând monarhia, Samuel plânge, pentru că el personal se vede respins, dar mai mult decât el ca persoană, îl vede respins pe Dumnezeu. Însă amărăciunea lui că Dumnezeu este respins și el este respins de poporul acesta nu îl face pe el să se asupere atât de tare încât să nu se mai roage pentru popor. Și uitați ce spune el: departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru el. Așa gândește un copil crescut de o femeie evlavioasă. Dar dacă toată ziua face arte marțiale și toată ziua nu vede decât filme cu tancuri, pistoale, cuțite și puști, dacă toată ziua nu știe decât fente de kung fu, atunci rugăciunea pentru el va fi foarte străină. Nu vorbesc împotriva sportului, dacă e vorba de un sport ca și mișcare fizică, într-o vreme a sedentarismului, ci eu vorbesc despre o absență a lui Dumnezeu în viața copilului pe care o mamă evlavioasă nu o pune, pentru că toată ziua, 24 de ore, copilul ori este ori în sala de sport, ori în fața computerului, ori la club, ori cine știe unde. Samuel nu ar fi spus: sunt amărât și respins și eu și Dumnezeu, dar departe de mine să mă opresc să mă rog pentru națiune, dacă mama lui n-ar fi fost o femeie evlavioasă și dacă nu l-ar fi învățat în primii ani de viață, primele învățături din viață pe prima pagină a agendei memoriei, care influențează decizia și direcția unui copil. N-ar fi fost niciodată, n-ar fi luat niciodată aceste decizii. Stimați părinți, trăim într-o vreme în care suntem influențați de lume, de moda ei, de prioritățile ei, dar dacă nu vom fi niște părinți așa de evlavioși să-l prezentăm pe Dumnezeu copiilor, dacă mă întâlnesc cu un frate pe care copilul meu nu-l cunoaște, eu îi spun copilului meu: el este David, este asistentul păstor la Biserica Betania, pentru că eu vreau ca el să-l cunoască pe David, pentru că cunoscându-l pe David, în felul acesta se va apropia de el și va putea să primească o influență duhovnicească de la un păstor. Dar să nu îl prezint eu pe copilului meu pe Dumnezeu, care îl poate influența, care îl poate binecuvânta, care îl poate proteja, care îl poate păzi când merge singur la școală și oameni răi și alte lucruri rele îi pot face rău copilului meu. Ana a făcut oficiu de preot și de profet, dar a făcut și oficiu de împărat. Copilul trebuie condus spre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va rămâne cu părintele copilului după ce părintele biologic va muri sau va pleca din prezența copilului. Biblia remarcă calitățile de lider al lui Elcana, care dădea câte o parte membrilor familiei sale să aducă jertfă. Ascultați-mă, stimați părinți, vreți în dimineața aceasta să luați ceva bun din Biblie? Uitați ce puteți lua. Elcana, când se ducea la casa Domnului, știa că copiii n-au salariu și le dătea el din salariul lui, din jertfa lui, câte o parte ca să se închine și ei. Și le spunea așa: copile, tu ești mic, tu nu știi prea multe ce fac eu, tu nu ai bani să-ți cumperi o jertfă, un animal pe care să-l dai, dar uite, are tati, eu cumpăr o jertfă mare și din ea fac o parte pentru tine, o parte pentru tine, o parte pentru tine și o parte pentru tine. Când mergem acolo, voi nu sunteți spectatori, voi sunteți închinători. Eu vă dau din jertfa mea un part cu voi ca să ne închinăm împreună Domnului. Te întreb, copilul dumitale urmează colecta, are bani de colectă? Să nu te superi dacă pun o întrebare foarte cicălitoare. Dumneata ai? Nu întreb de pe poziția unui pastor, pentru că biserica aceasta merge și fără banii mei și fără banii dumitale.
Eu nu vorbesc aici de bani la biserică, vorbesc aici de închinare înaintea lui Dumnezeu. Te întreb, cine îți va învăța copilul să nu meargă la biserică fără bani de colectă? Este interzis. Nu că stă Dumnezeu într-un dolar sau un 10 pe care îi pui, dar e vorba de închinare. Nu uita, ispășire și închinare sunt două funcții de bază. Dacă nu ți înveți copiii să facă asta, nu îi va învăța nimeni. Și vor veni la casa lui Dumnezeu și singurul lucru care îl va face este să mestece gumă, să trimită text message, să umble pe holuri și de-abia așteptă să plece. Aș vrea în această dimineață să vă spun, scumpii mei, că a crește un copil este un lucru foarte greu. Nimeni nu te amărăște mai tare, deopotrivă cu te bucură, decât propriul copil. Nimeni nu te ține nopții întregi mai mult treaz în timp ce ar trebui să dormi, decât propriul copil. Nimeni nu-ți face mai mulți nervi și nu te predispune la mai multă amărăciune decât propriul copil, pe care l-ai primit de mic, pe care îl cunoști ca pe dumneata, dacă nu mai bine, și trebuie să ai răbdare și să-l înveți în primul rând despre Dumnezeu. Poate să știe toate matematicile din lume. Dacă nu va ști să se teamă de Domnul, să ceară ispășirea și să se închine, n-a învățat nimic, că mâine, poi mâine, tânăr sau bătrân, pune mâinile pe piept și se duce unde? Gândește-te, ești responsabil de copilul dumitale. În această dimineață ți-aduc aminte că ești responsabil. Până nu are bani să-și cumpere jertfa, dă-i jertfă. Până nu e mare să fie punctual, vină adul la biserică punctual. Până nu e mare să aibă mașina lui, să vină singur adul dumneata. Fii un adevărat părinte, pentru că la un așa copil, o așa mamă și un așa tată. Am vrut în această dimineață să vorbesc despre o mamă ca Ana și despre un copil ca Samuel. Dumnezeu să ne asculte și să ne facă mame și tați ca ea, ca familia ei, iar pe copiii noștri, copii ca și Samuel, care să influențeze generația lor, întorcându-o cu fața înspre Dumnezeu. Amin. Dumnezeule care dai viață oamenilor, în această dimineață alături de familia Cojocariu, care a primit de la tine pe Sera Joy, venim în rugăciunea noastră ca să ne închinăm în fața ta și să-ți mulțumim pentru darurile tale care sunt desăvârșite. Amin. În rugăciunea noastră, Doamne, cerem binecuvântarea pentru Sera. Amin. Te rugăm frumos să o binecuvintezi cu sănătate, să fie frumoasă, Doamne, să fie chipeșă, să aibă o minte ageră, să fie doritoare de Dumnezeu și înclinată înspre lucrurile spirituale. Să o binecuvintezi la școală și oriunde va merge, Doamne, să o faci cap și niciodată coadă, să-i dai tot ce va avea nevoie și tot ce îi va dori inima după voia ta, să o păzești pe ea și pe frățiorii și surioarele ei, să-l binecuvintezi pe fratele Mihail cu sănătate, Doamne, și să o binecuvintezi pe sora Adriana cu o atitudine de mamă înțeleaptă, răbdătoare, și să-i dai sănătate, Doamne, ca să-și poată crește copilașii. Să binecuvintezi casa lor cu o atmosferă duhovnicească, pentru ca acești copilași, Doamne, să fie la biserică în fiecare zi. Să binecuvintezi casa lor cu pâine și cu apă, prezența ta să nu le lipsească niciodată, și tu, în numele Domnului Iisus, să fii cu ei. Doamne, binecuvintează-o, te rugăm, pe Sera Joy Cojocariu. Binecuvintează-o cu binecuvântări din cer și cu binecuvântări de pe pământ, pentru că astăzi, 12 ianuarie 2014, în numele Domnului Iisus, alături de părinți, de lucrători și de biserica ta, Betania, o încredințăm în mâna ta și îți mulțumim că ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat. Lăudat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Continuăm rugăciunea Tatăl nostru și în numele Domnului Iisus punem înaintea ta pe Mia Stella Curescu, mulțumindu-ți pentru că tu ai dat-o ca pe primul copil lui Nic și Ani Curescu. Mulțumim că este un copilaș sănătos și în numele Domnului te rugăm să o binecuvintezi cu sănătate în fiecare zi a vieții ei, să o ocrotești, Doamne, de orice rău și să o păzești, și îngerii tăi să fie de jur împrejurul ei. Să-i dai o minte înțeleaptă, Doamne, și să o binecuvintezi cu tot ce are nevoie. Să fii cu ea când este acasă, când este în călătorie, când este la școală,
în numele Domnului să o păzești și să o binecuvintezi. Doamne, te rog în numele Domnului să-i binecuvintezi Duhul și să o faci sensibil la Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci când va începe să meargă la școala duminicală și va începe să vină în biserică și să slujească, Doamne, să-i dai sensibilitatea pe care a avut-o Samuel. În numele Domnului să-l binecuvintezi pe fratele Nic. Doamne, să-l faci un tată interesat de lucrurile duhovnicești din viața copilului lui. Să-l binecuvintezi cu sănătate să poată câștiga pâinea pentru familia lui. Să o binecuvintezi pe Ani, Doamne, să-i dai multă răbdare și mult interes pentru viața spirituală a fetiței ei. Să binecuvintezi casa lor, Doamne, și prezența Ta să fie în permanență în casa lor. Doamne, astăzi o prezentăm pe Mia Stella în numele Domnului Iisus Hristos înaintea Ta, ca Tu să o binecuvintezi cu tot ceea ce are nevoie, cu binecuvântări care să-i ajungă toată viața, cu binecuvântări care să nu-i lipsească niciodată, Doamne. În numele Domnului Te rugăm să o binecuvintezi și împreună cu biserica îți mulțumim că ai binecuvântat-o. Și noi știm împreună cu părinții și rudele lor că ce binecuvintează Dumnezeu din cer, care a făcut cerurile și pământul, rămâne binecuvântat în fiecare zi și în veci de veci. De aceea ne întoarcem și îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Suntem înaintea Ta, Tată, și familia Pop au adus înaintea Ta fetița pe care au primit-o de la Tine, pe Rebecca. Au adus-o înaintea Ta și în numele Domnului Te rugăm în această dimineață, binecuvintează-o pe Rebecca. Dă-i viață lungă, dă-i sănătate, odihnească-se mâna Ta în fiecare zi peste trupul ei, peste duhul ei și peste sufletul ei. Păzește-o, Doamne, onorează rugăciunea noastră, Doamne, și împlinește-ți promisiunile în baza cărora în această dimineață ne rugăm. Ne-ai spus în carte să ne binecuvântăm copiii și așa să spunem, să fie pacea peste ei, să fie binecuvântarea peste ei și să fie paza lui Dumnezeu peste ei. În această dimineață venim cu Rebecca în fața lui Dumnezeu, cea mai înaltă autoritate din cer și de pe pământ, și îl rugăm pe cel cu mâinile străpunse, al cărui nume este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ține în copilul acesta înaintea Ta ca să fie binecuvântat și binecuvântarea să fie din destul, Doamne, ca de la Dumnezeu care dă cu mână largă, fără să-i pară rău. Binecuvintează-o, Doamne, Te rugăm. Binecuvintează, Te rugăm, pe fratele Vasile și dă-i sănătate. În această dimineață ne rugăm, în numele Domnului să-i dai sănătate deplină și să nu mai fie bolnav niciodată, să-și poată câștiga pâinea pentru casa lui. Să-i dai putere și sănătate surorii Mihaela și în casa lor să fie lumina prezenței lui Dumnezeu. Să-i păzești, să-i ocrotești și de fiecare dată soluțiile cerului să vină la nevoile și la problemele din casa lor. Doamne, îți mulțumim că binecuvintezi. Tot poporul acesta crede și speră că Dumnezeu binecuvintează atunci când oamenii se roagă după voia Lui cu smerenie. Îți mulțumim că ai binecuvântat-o pe Rebecca, de aceea ne închinăm înaintea Ta pentru binecuvântările Tale care sunt veșnice. A Ta să fie slava și gloria și onoarea, Tată din ceruri. Amin. Stăruim înaintea Ta, Tată, nu avem unde să mergem în altă parte. Tu ești singura ființă din univers care binecuvintează pe oameni și pe fiii lor. În această dimineață, Doamne, vin înaintea Ta cu Selin, Ana Maria Tiron, cu nepoțica mea și mă rog în numele lui Iisus o binecuvintezi. Așa cum ai binecuvântat celelalte trei fetițe, îți cer și pentru Selin, Doamne, să-i dai binecuvântările cerului și ale pământului. Îți cer să-i binecuvintezi Duhul, să fie treaz, să-i binecuvintezi, Doamne, sufletul cu echilibru emoțional și trupul cu frumusețe și înțelepciune. Să o binecuvintezi când este acasă și în afara casei,
Să-i binecuvintezi părinții, Doamne, binecuvintează-l pe Ilie. Dă-i sănătate și putere să muncească. Binecuvintează-o pe Ana Maria, Doamne. Dă-i pricepere și înțelepciune pentru educația lui Selin. Binecuvintează casa lor cu prezența ta și cu binecuvântările tale care să nu lipsească niciodată. Binecuvintează-o pe Selin și ocrotește-o. Garda ta de îngeri să fie de jur împrejurul ei. Mâna ta străpunsă să o acopere. Să o păzești ziua și noaptea, să o păzești de orice nenorocire și să o binecuvintezi la plecare și la venire, să o faci cap și niciodată coadă, Doamne, să-i dai tot ce are nevoie, tot ce îi lipsește, Tu să fii tăria ei, prietenul ei, mângâietorul ei și Dumnezeul ei. O binecuvântăm astăzi în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumim că ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat. De aceea în numele Domnului o încredințăm pe mâna Ta și îți mulțumim că sângele Domnului va rămâne peste ea în fiecare zi până la sfârșitul zilelor ei. Ne închinăm Ție cu toată adunarea și spunem lăudat să fie Domnul. Amin.